Pentru proiectul Calitate în învățământul superior au fost selectați peste 500 de studenți care au fost implicați și menținuți pe toată durata desfășurării, adică din luna mai a anului 2014 și până în prezent, urmând ca proiectul să se finalizeze în septembrie 2015. Obiectivul principal al organizatorilor a fost creșterea nivelului de cunoaștere a cerințelor de pe piața muncii, cu care studenții se vor confrunta la finalizarea studiilor. În acest sens s-au efectuat numeroase studii și analize cu privire la așteptările angajatorilor și tipul de competențe pe care aceștia le așteaptă de la un proaspăt absolvent. De asemenea, pentru a îmbunătăți calitatea din învățământul superior, studenții au fost implicați în activități de workshop și competiții științifico-profesionale, în urma cărora au fost recompensați cu premii. Proiectul s-a adresat studenților de la 5 programe de studii, atât de la studii de licență cât și de masterat. Programele de studii din domeniile științe administrative și științe juridice, pentru că se află în sală și persoane care încă nu știu care sunt programele care au fost implicate și asupra cărora ne focalizăm în continuare în cadrul acestui proiect, ca atare aș vrea să fac o trecere în revistă a acestora. Ca atare identificăm câteva programe de licență, 3 la număr, și 2 programe de masterat. Identificăm programele de licență la domeniile științe administrative, și anume vorbim de administrația publică și asistența managerială și secretariat. Identificăm de asemenea un program de licență de la domeniul științe juridice, facem referire la programul de studii drept, iar în ceea ce privește programele de studii de masterat, aș vrea să reținem că vorbim de programe de studii din domeniul științe administrative și, în mod concret, fac referire la management și administrație europeană și, de asemenea, avem în vedere management și audit în administrație și afaceri. Locația proiectului a fost în mare parte Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, însă organizatorii s-au deplasat și la diferite licee din oraș. Activitățile proiectului au însemnat pe lângă diferite seminarii la care studenții suceveni au participat cu conștiinciozitate și încheierea de parteneriate cu organizații publice și private. În acest fel a existat o corelare a competențelor profesionale în rândul studenților. Practic, toți cei din sală, felicitări! Pentru că este o etapă importantă, orice implicare într-un anumit proiect, orice participare la un curs, la o competiție, va conduce în viitor la o mai bună integrare, sperăm noi și suntem convinși că așa va fi, pe piața muncii. Iar cele 4 teme orizontale, obligatorii de altfel, dacă ar fi să vorbim din punctul de vedere al lui postdrumului, da, a meului, postdrum, atât inovare și TIC, egalitate de șanse, învățămire activă, dezvoltare durabilă, toate sunt necesare a fi parcurse sub diverse forme în cadrul unui asemenea proiect. Tinerii au beneficiat totodată și de o experiență relevantă pe care o pot adăuga la CV-ul personal și de colaborări cu potențiali angajatori. Aceștia au participat și la workshop-uri cu diferite teme, dar și la o competiție cu tema Zilele Carierei. Pentru toate aceste activități, studenții participanți au fost premiați cu diplome și premii în bani. Locul întâi a fost premiat cu suma de 1000 de lei. Șanse din cadrul activității Zilele Carierei, conștientizarea grupului țintă cu privire la importanța respectării principiilor obiectivelor orizontale. Felicitări și proiectul cuprinde în total 9 activități desfășurate de studenții suceveni, din care până în prezent aceștia au parcurs 8 dintre ele.